În mod similar când vorbim despre o persoană care își cultivă interesul pentru un anume domeniu, ne referim la faptul că aceasta cercetează sfera respectivă cu discernământ totodată spunem că este cultivată o persoană care a ales cu atenție la ce să se expună și care a strâns o gamă variată de cunoștințe și experiențe. Din nou, nimic din toate acestea nu se fac dintr-un capriciu, iar întâmplarea nu are aproape nimic de a face. Indiferent ce ați cultiva, exercitați un anumit control indispensabil pentru transformarea oricărei părți a propriului sine. În loc să permiteți lucrurilor să se dezvolte în mod firesc, interveniți și interprindeți demersuri conștiente de reducere a probabilității de nereușită. Scopul din spatele acestui întreg efort este strângerea unei recolte bogate. În cazul cultivării, prin meditația unei noi personalități, roadele bogate sunt reprezentate de creerea unei noi realități. Creerea unei alte minți seamănă cu cultivarea unei grădini. Manifestările produse de grădina propriei minți vor fi exact precum roadele pământului. Îngrijiți-le bine! Meditația pentru schimbare – trecere de la inconștient la conștient Rezumatul procesului de meditație sună în felul următor. Trebuie să vă dezvățați de obiceiul de a fi dumneavoastră înjivă și să vă reinventați un nou sine, să vă pierdeți mintea și să creați alta nouă, să remodelați conexiunile sinaptice, îndepărtându-le pe cele vechi și creând unele proaspete. Să dememorați emoțiile trecutului și să recondiționați corpul în raport cu o altă minte și alte emoții, și în sfârșit să renunțați la trecut și să creați un nou viitor. Modelul biologic al schimbării Modelul biologic de schimbare implică transformarea trecutului familiar într-un nou viitor. Să aruncăm o privire mai atentă asupra câtorva dintre componentele acestui proces. În mod evident, pentru a evita să lăsăm să treacă neverificat pe lângă noi un gând sau un sentiment pe care nu mai vrem să-l trăim, trebuie să ne formăm abilități solide de observație și concentrare. Noi, oamenii, dispunem de o abilitate limitată de concentrare și de absorție a elementelor de intrare, dar în starea de meditație putem amplifica semnificativ aceste limite. Ca să vă dezvățați de a fi dumneavoastră înșivă, ar fi înțelept să vă opriți asupra unei trăsături, înclinații sau caracteristici și să vă concentrați atenția asupra acelui singur aspect al vechiului sine pe care vreți să-l transformați. De exemplu, ați putea începe punându-vă următoarele întrebări: Când mă înfurii, ce tip are de gândire manifest? Ce le spun altora, dar mie? Cum mă comport? ce alte emoții răsar din furia mea? Cum se simte furia în corpul meu? Cum pot conștientiza ce anume îmi declanșează furia și cum îmi pot schimba reacția? Procesul de transformare necesită mai întâi dezvățare și apoi învățare, acesta din urmă fiind o funcție de activare și formare de circuite cerebrale, în timp ce prima se referă la curmarea unor circuite. Când încetați să mai gândiți la fel, când vă înhibați rutinele și vă întrerupeți dependențele emoționale respective, vechiul sine începe să fie remodelat neurologic. Și dacă fiecare conexiune dintre celulele nervoase constituie o amintire, atunci, în timp ce circuitele respective sunt demontate, amintirile dumneavoastră despre vechiul sine le iau și ele urma. Când vă veți gândi la existența dumneavoastră de dinainte și la cine obișnuiați să fiți, vă veți simți ca și cum toate acestea ar fi existat într-o altă viață. Unde vor fi stocate de acum înainte amintirile respective? Vor fi încredințate sufletului sub formă de înțelepciune. Atunci când prin eforturi conștiente îndepărtăm gândurile și sentimentele care transmiteau semnale către corp, energia eliberată prin nefolosirea acelor emoții limitate este transmisă înspre câmp. Acum dispuneți de energia necesară conceperii și creierii unui destin nou. Când folosim meditația ca mijloc de realizare a unei transformări, când devenim conștienți și concentrați, când știm ce este necesar ca să să eradicăm o trăsătură nedorită și să cultivăm una dorită și suntem dispuși să acționăm în consecință, facem ceea ce misticii fac de secole. Deși perspectiva mea în ceea ce privește schimbarea este de sorginte biologică, se aseamănă cu a misticilor care descriau un proces similar folosind altă terminologie. Rezultatul final este același, eliberarea de dependența față de corp, mediu și timp. Numai în situația în care gândim superior mari triplete putem trăi cu adevărat independent de aceasta și ne putem restabili controlul de zi cu zi asupra celor gândite și simțite. De prea mult timp funcționăm conform unor programe inconștiente care au preluat controlul asupra noastră. Meditația ne permite să ne reafirmăm controlul asupra propriei vieți. Pe primul loc, considerăm conștientizarea, este esențială recunoașterea momentului și a modalității prin care reacțiile programate preiau controlul. Când treceți de la conștient la inconștient, de la inconștient la conștient, începeți să reduceți discrepanța dintre cum păreți și cum sunteți. Undele viitorului. De când există cunoașterea care, după cum am văzut, precede experiența, să avem o înțelegere de bază asupra lucrurilor care au loc în creier în timpul meditației ne va servi când vom începe să ne însușim procesul meditativ pe care îl vom prezenta curând în cea de-a doua parte a cărții. Probabil cunoașteți deja că creierul este prin natura sa electrochimie. Atunci când celulele se conectează, fac schimb de elemente încărcate electric, ce produc ulterior câmpuri electromagnetice. Datorită faptului că activitatea electrică a creierului este măsurabilă, aceste efecte pot ofermi informații importante legate de ceea ce gândim, simțim, învățăm, visăm și creăm, precum și de felul în care procesăm informația. Cea mai uzuală metodă prin care cercetătorii înregistrează activitatea electrică a creierului este electroencefalograma EEG. Cercetările au evidențiat o gamă largă de frecvențe cerebrale umane, variind de la nivelurile foarte scăzute de activitate în starea de somn numite unde delta. Stări de semiconștiență aflate la granița dintre somn și veche, undele teta, cele legate de creativitate și imaginație alfa, cele observate în procesul cognitiv conștient undele beta, până la cele situate la cele mai înalte frecvențe observate. În stările transcendentale de conștiință unde le pentru a vă ajuta să vă înțelegeți mai bine incursiunea în meditație, o să vă las aruncați o privire asupra stărilor care se asociază în diferite momente cu dumneavoastră. În clipa în care începe să înțelegeți care sunt aceste stări, veți putea surprinde foarte ușor momentele în care undele cerebrale nu favorizează încercările egoului de a se schimba și credeți-mă, am trecut de multe ori prin asta. Și de asemenea, care sunt acele momente când vă aflați în gama propice schimbării. În perioada de creștere a copiilor, frecvențele predomină în creier în felul următor: delta, teta, alfa și mai apoi beta. Ceea ce ne propunem în cadrul meditației este să devenim asemenea unui copil traversând stările de la undele beta la undele alfa către teta și pentru avansa sau pentru mistici la delta. Așadar, consider că înțelegerea modului de funcționare a undelor cerebrale ne poate ajuta să demistificăm procesul meditativ și să înțelegem meditația. Dezvoltarea undelor cerebrale la copii, de la subconștient la conștient delta. Între naștere și vârsta de 2 ani, creierul uman funcționează în primul rând la nivelurile cele mai joase de frecvență de undă cerebrală între 0,5 și 4 cicluri pe secundă. Acest interval de activitate electromagnetică este cunoscut sub numele de unde delta. Starea de somn a adulților este domeniul undelor delta, ceea ce explică motivul pentru care de obicei un nou născut nu poate rămâne treaz mai mult timp decât câteva minute deodată și pentru care chiar și cu ochii deschiși sugarii pot de fapt dormi. În stare de veche, copiii de un an se găsesc încă în starea delta, deoarece sursa funcționărilor este în primul rând subconștientul. Informația dinspre exterior le pătrunde în creier, fără prea multă prelucrare, fără gândire critică sau judecată. La acest nivel, creierul care gândește neocortexul sau conștientul operează la niveluri foarte scăzute. Teta, Începând cu vârsta de aproximativ 2 ani și până pe la 5 sau 6 ani, copilul începe să manifeste caracteristici electroencefalograma oarecum superioare. Aceste frecvențe de undă teta măsoară între 4 și 8 cicluri pe secundă. Copiii care funcționează în starea teta prezintă tendința de acțiune ca în transă, fiind conectați în primul rând la propriul univers interior. Trăiesc în abstract și în domeniul imaginației, manifestând puține nuanțe de gândire critică rațională. Astfel, copiii mici au tendința de a accepta ce li se spune cum ar fi Moș Crăciun, există. La acest nivel, propoziții precum cele care urmează au un impact enorm. Băieții nu plâng, fetele trebuie văzute, dar nu și auzite, sora ta e mai deșteaptă, dacă ți frig, ai să răscești. Aceste tipuri de afirmații merg direct în subconștient pentru că astfel de stări de undă cerebrală constituie domeniul subconștientului, ghici mea. Alfa. Între 5 și 8 ani, undele cerebrale se modifică din nou, ajungând la o frecvență alfa între 8 și 13 cicluri pe secundă. În această etapă a dezvoltării copilului începe să se formeze mintea analitică. Copiii încep să interpreteze și să tragă concluzii cu privire la viața din jur. În același timp, lumea interioară a imaginației tinde să fie la fel de reală ca și universul exterior al realității. Copiii care aparțin acestui grup de vârstă sunt în mod tipic cu un picior într-un univers și cu celălalt în altul. Iată de ce le iese atât de bine. De exemplu, poți cere unui copil să pretindă că este un delfin care înoată în mare, un fulg de zăpadă în vânt sau un supererou plecat în misiune de salvare și la câteva ceasuri după aceea el tot în pielea personajului va fi. Cereți unui adult să facă același lucru și ei, dar știți răspunsul deja. Beta între vârstele de 8 și 12 ani și mai încolo, activitatea cerebrală avansează la frecvențe mai înalte. Tot ceea ce depășește 13 cicluri pe secundă la copii constituie granița undelor beta. De acolo, beta continuă să crească la diferite niveluri pe topa cursul vârstei adulte și reprezintă gândirea conștientă analitică. După vârsta de 12 ani, poarta dintre conștient și subconștient se închide de obicei. Beta este de fapt împărțită între unde beta de frecvență joasă, medie și înaltă, și pe măsură ce copiii înaintează către adolescenți, există tendința de trecere de la unde beta de joasă frecvență la unde beta de frecvență medie și înaltă, așa cum se observă la majoritatea adulților. Dezvoltarea undelor cerebrale. Etapele de dezvoltare a undei cerebrale de la delta în copilăria mică până la beta la vârsta adultă. Observați diferența dintre cele trei intervale de beta. Frecvența undelor beta de înaltă frecvență poate fi de două ori mai mare decât cea a undelor beta de frecvență medie. Stările undelor cerebrale la adulți, prezentare generală beta. În timp ce citiți acest capitol, probabil că vă aflați în starea zilnică de veche, adică de activitate cerebrală caracterizată de unde beta. Creierul prelucrează date sensoriale și încearcă să găsească sensuri uh, între Universul dumneavoastră interior și cel exterior. Aflați în interacțiune cu conținutul acestei cărți, se poate să vă simțiți propria greutate pe scaun, să auziți muzică în fundal, să vă aruncați ochii pe fereastră. Toate aceste date sunt prelucrate de către neurocortexul rațional. Alfa. Să spunem acum că închideți ochii 80% din informația senzorială e transmisă prin vedere și vă concentrați voi în interior, reducând considerabil volumul datelor senzoriale generate de mediu, la sistemul nervos ajunge mai puțină informație. Undele cerebrale se reduc în mod firesc și ajung în starea alfa. Vă relaxați deveniți mai puțin preocupat de elementele din mediul extern, iar universul interior începe să vă capteze atenția. Aveți tendința să gândiți și să analizați mai puțin. În starea alfa, creierul se află într-o stare de ușoară meditație. Când veți practica meditația în partea a treia, veți pătrunde într-o stare alfa și mai profundă. Zi de zi creierul trece în starea alfa fără prea mult efort din partea dumneavoastră. De exemplu, când învățați ceva nou dintr-o conferință, activitatea cerebrală vă este în general caracterizată de un interval de unde beta de frecvență joasă până la medie. Ascultați mesajul și analizați conceptele prezentate. Apoi, când ați ascultat suficient sau vă place în mod deosebit ceva interesant care se aplică și în cazul dumneavoastră, în mod firesc, vă opriți, iar creierul vă alunecă în starea de activitate cerebrală caracterizată de unde alfa. Acest tip se dat... fapt se datorează faptului că informația este supusă consolidării în materie cenușie. Și cum priviți așa în gol, sunteți preocupat de propriile gânduri și le conferiți o realitate superioară, Celei prezente în mediul din jur. În momentul în care se întâmplă acest lucru, lobul frontal introduce această informație în circuitele din arhitectura propriului creier, și ca prin minune vă puteți aminti ceea ce abia ați învățat. Teta. La aduțul de teta apar în starea crepusculară sau lucidă în care oamenii se simt jumătate treji, jumătate adormiți. Conștientul este treaz, dar corpul oarecum adormit. Aceasta este starea în care un hipnotizator ne poate accesa subconștientul. În starea teta suntem mai ușor de programat pentru că între conștient și subconștient nu mai există niciun vâl. Delta. Pentru cei mai mulți dintre noi, undele delta reprezintă somnul profund. Acest spațiu este caracterizat de un nivel foarte scăzut de conștientizare, timp în care corpul se reface. Așa cum demonstrează această prezentare, când intrăm în stări de activitate cerebrală caracterizate de unde cu frecvență mai joasă pătrunde mai adânc în universul interior al subconștientului. Reversul este și el adevărat. Cu cât activitatea cerebrală atinge unde de frecvență mai înaltă, cu atât devenim mai conștienți și mai preocupați de lumea din jur. În condiții de exercițiu repetat, aceste zone ale minții încep să vă devină familiare. Ca și cu orice alt lucru asupra căreia insistați, veți ajunge să observați cum vă simțiți atunci când vă aflați în fiecare stare de activitate cerebrală. Vă veți da seama când analizați sau gândiți prea mult în starea beta, veți observa că nu sunteți prezenți pentru că faceți saltul de la Emoțiile trecutului, la încercarea de anticipare a viitorului cunoscut, și veți simți și când vă aflați în starea alfa sau teta, pentru că îi veți simți coerența. Cu timpul vă veți da seama când sunteți și când nu sunteți unde trebuie.